Wolfgang William Van Halen, cel care a primit numele mic identic al compozitorului clasic Mozart, este basistul care l-a înlocuit în 2006 pe Michael Anthony în trupa Van Halen. Despre muzicianul american născut la 16 aprilie 1991, nu se poate spune că provine dintr-o familie depărtată de fenomenul artistic, atâta timp cât tatăl Eddie Van Halen este chitarist, mama Valerie Berghinelli, actriță, iar bunicul patern Alex Van Halen, toboșar. Bărbații adulței familiei i-au pus probleme micuțului Wolfgang la vremea când acesta s-a hotărât să ducă pe mai departe tradiția muzicală a familiei. Deși a cântat la tobe o vreme, Wolfgang a ales până la urmă chitara bas, cu speranța că decizia sa îl va conduce către o misiune mai simplă decât cea a tatălui sau bunicului. Mai târziu a realizat că se înșela, basul nefiind un instrument ușor. Lucrul acesta nu l-a făcut însă să renunțe la bas. Dimpotrivă, va cânta la instrumentul ales atât în trupa Van Halen cât și în cea numită Tremonti. Decizia lui Wolfgang de a cânta la chitară bas a fost luată în momentul în care tatăl său l-a întrebat dacă și-ar dori să cânte împreună. Acest lucru este evident că a contat mult în alegerea carierei juniorului, care, odată trecând prin perioada în care cocheta cu tobele, a căpătat reale aptitudini de clăpar, percuționist și, bineînțeles, baterist.